Un subiect pe care se speculează foarte mult, se manipulează extrem de mult, acesta al grațierii acestei doamne Ursache. Din păcate, aici iarăși nu cred că s-a comunicat suficient de bine și eu o să mi-asum, dacă, chiar dacă o să se supere multă lume pe mine, această doamnă chiar a comis acele escrocherii. Nu este vorba că a luat un împrumut și nu l-a putut întoarce și nu știu ce s-a întâmplat. Haideți să... Da, până la capăt. În toată această situație, cum poate fi ea rezolvată? Va fi grațiată doar prin prisma faptului că are 5 copii și este o situație dificilă în familie, sau se va ține cont și de faptul că ea tot și-a comis anumite ilegalități? Haideți să discutăm. În primul rând, o problemă în acest proces a fost că comisia nu mi-a oferit mie toată informația. Deci atunci când a venit decizia recomandată, sugerată de comisie, acolo nu a apărut și informația că e vorba despre femeia care are 5 copii. Deci eu am văzut decizia strict prin prisma acestor lucruri pe care le-a comisia și evaluarea comisiei despre dacă există riscul de recidivare sau nu există riscul de recidivare. Deci e o problemă. Nu acuz pe nimeni și am respect pentru membrii comisiei care fac muncă de voluntariat, deci sunt oameni specialiști în psihologie, în drept, în drepturile omului și așa mai departe, dar această informație nu a fost completă și, mă rog, de acum încolo va trebui să ne asigurăm că eu am toată informația înainte să semnez decizia. Am avut o discuție suplimentară cu membrii comisiei. Pe de-o parte, ceea ce spun juriștii este că și ceea ce spune și avocatul doamnei, pentru că am avut o discuție și cu părinții ei și cu avocatul ei ieri, pentru asemenea infracțiune, care, sigur, nu trebuie făcută, orice furt sau delapidare de resurse trebuie condamnat, dar dacă e să compari faptul că pentru un furt, dacă pot să-i spun așa, sau de o excrocherie de 8.000 de euro, ea a primit 6 ani și în același timp am văzut cazul lui Șor pentru 1 miliard și a primit 7 ani pe care încă nici nu a început să... Deci nici nu a ajuns măcar la închisoare. Aici e clar o problemă de decizie judecătorească. Din punctul meu de vedere, nu mă dau judecător aici, dar cam asta este discuția pe care am auzit-o, sau cel puțin așa cred eu că nu este. Este o injustiție în modul cum a fost sancționată această femeie. Acum, argumentele comisiei au fost că la discuția pe care a avut-o cu această femeie, pentru că ea a fost invitată la o discuție, la această discuție, femeia, pe de-o parte, nu și-a recunoscut vina, dar nici nu a venit să spună ce s-a întâmplat cu adevărat. Deci nu, cumva nu a fost sinceră în această discuție. Nu a recunoscut vina să zică, da, uite, s-a întâmplat, nu o să se mai întâmple, eu vreau să corectez lucrurile și să merg mai departe. Și nici nu a zis că, uite, nu sunt vinovată, lucrurile s-au întâmplat altfel. Deci, de aici, concluzia comisiei a fost că există un mare risc de recidivă în cazul acestei femei. Comisia a rămas să discute și până la sfârșitul acestei săptămâni, în funcție de argumentele care o să mai fie prezentate, eu o să vin cu o decizie finală pe acest caz. Dar acest caz, așa cum am spus, a descoperit problema unor pedepse care nu sunt individualizate, deci nu sunt corecte dacă ne raportăm la cazurile de corupție mare. Și pe de altă parte, sunt mai multe femei, sunt cel puțin 40 de femei care au copii minori și care stau după gratii. Și aici este o problemă. Pentru o parte dintre ele, cred că soluția va fi această lege a amnistiei pe care au pregătit-o câțiva deputați din Parlament și sperăm prin această lege să putem să, da, și să simplificăm, fie, mă rog, și situația. Să fie făcută o analiză bună, pentru că de multe ori
Din păcate, astea sunt realitățile pe care le trăim. Un copil poate să aibă un mediu mai nociv alături de un părinte care este... este... Nu mă refer la cazul acesta. Bine, este și asta o situație. Eu m-am întâlnit cu bunicii acestor copii și sunt niște oameni foarte de treabă din ce am discutat, dar e foarte greu pentru ei. Deci ei chiar sunt niște oameni de treabă care încearcă să facă totul pentru copiii ăștia, dar e prea mult pentru ei și e prea gravă situația. Mai avem...